Am terminat de încărcat. Am 7 descărcări de făcut, una pe Belgia, toate 6 pe Franța, una pe Belgia. Și vroiam să mă apuc să-mi fac un pic traseul. De obicei, când plec, îmi pun prima destinație. Acum folosesc aceeași versiune de GPS cu, este un Smilo HD, dar hărțile sunt de la iGo. Ideea e că o luat Dani, colegul meu, celălalt GPS pentru a-i face un update la hărți. Este un GPS pe care nu l-am mai folosit de când s-a vândut Ford-ul. Sper să fie destul de ok. Bun, hai să punem prima adresă, Franța, oraș, Gibraltar. Ne mergem la Pescăruș. 77183. Ai idee despre ce e vorba? 77183. Xiaomi. Croix de Bourg. Stradă. Bulevardul. Bulevardului. Ideea care este că am acum 3 bulevarde, da? Deci ideea trebuie să fii foarte atent la adresă. Batiment 12. Mie îmi trebuie ăsta de aici. Iar clădirea... Este posibilitatea ca să pui pe GPS și să ai două străzi la fel, știi? O stradă, spre exemplu, o să aibă numărătoarea de la 1 la 45, iar cealaltă va avea continuare 46 5839, habar n-am. Da, deci dacă nu găsești numărul pe prima, nu te panica, intră pe cealaltă. Oh, stai că trebuie să activez netul. Ideea e că pe ăsta nu prea am foarte multe puncte din astea la favorite și trebuie să-mi pun o grămadă de chestii din alea. Da, am făcut puțină curățenie, totul este mov, cred că e fain să fie curat în mașină, așa mă gândesc eu că ar fi mai ok. Chupacabra. Da, ce să zic, ne auzim, mai vedem. Servus.